Am tot vorbit în emisiunea noastră de astăzi, parcă de la început până acum, fără să ne dăm seama de fapt, despre copii. Da. Despre cum relaționăm, despre cum câștigăm încrederea lor, despre cum facem în așa fel încât ei să fie fericiți și noi și mai fericiți decât ei, că așa suntem noi părinții. Vom face același lucru și de acum încolo, că de ce să ne lăsăm? Că prea mult ne-a plăcut. Alice, Zora și Vladimir Drăghia. Și acum o să fac gluma. Și încă nu se vede toată. Imbecilă, exact. Gluma imbecilă. 1, 2, 3, 4. Da. Mulțumesc. Gluma e proastă, dar v-ați prins ce voiam să spun. Vă invit pe toți patru pe canapea. Mulțumim. Să rămână. Salut, salut, salut. Cu Zora am încercat să stabilesc un contact înainte, dar nu mi-a ieșit. Poate cine știe ne... Două contacte încercat, dacă ți-mi minte bine. Acum. Deci trei cu ăsta de aici. Înțelegi? Al treilea nu pare a fi cu noroc. Mă, dar poate... cumva o înțeleg. Uite-te și tu ce e aici să vii deodată da, și ai Disneyland. Da, ai dreptate. Noi ne-am adunat aici ca să stăm de vorbă cu Zora, ca de fapt pentru ea suntem aici, pentru că în viața ei se vor întâmpla foarte multe lucruri frumoase. Despre care ea știe. Zora, ce se va întâmpla în curând în viața ta, știi? Atunci o lăsăm pe mamă. 3, 2, da. Ce se va întâmpla, iubitul? Merge de microfon. Domeni, dacă merge, să știi. Ea știe de microfon pentru că are un microfon în care și l-aude. Cântă. L-aude. Da. Se aude foarte tare cu să știi difuzor. Că poți să spui că o să e. Te poate întreabă, iubitul, dacă știi cumva ce se va întâmpla peste câteva luni când mami o să facă... Un bebeluș. Hai mă, că am scos ceva de la ea. Bă, fetiță sau da, nu se știe. Fetiță. O să fie o fetiță. Ocazia asta zice și da, ce vrea. Da, să fie o fetiță. Vrei să fie fetiță. Are și nume pregătite. Greta și dacă e băiat, Hansel, nu? Da, Hansel și... Greta, ce să vezi? Adică... Dar Greta. Normal, normal. Greta. Ea e pregătită pentru varianta asta, dar doar pentru varianta asta. Dacă e băiețel, ne încurcăm undeva. Sau nu? Hansel. Hansel. Mă rog, noi avem, acum serios vorbind, noi avem o listă de... Îmi închipuiam la cât, cât vă știu de organizați, să exista așa ceva. Abia așteptam. Ideea este dacă să le folosim. Pot să spun ceva personal, n-am întrebat-o dacă pot să spun asta, dar bănuiesc că pot. N-a fost întâmplător de data asta. Ne-am dorit și ajunseserăm să ne dorim destul de tare. Am așteptat. Cam de un an de zile. Cam așa, da. Adică am zis, bă, mai stăm puțin și mergem prea tot. Așteptam. Ideea este că ne-am dat seama, adică noi credem că are cumva legătură cu stresul, fertilitatea, să-i zic multă așa. Multă lumea spune asta. Da. Imediat ce am putut să ne relaxăm puțin, da. S-a întâmplat minunea. Nu vă dați seama câte cazuri am auzit. La un moment dat, părinții disperați au zis, doamne, hai să adoptăm alte metode. Și după ce problema s-a rezolvat într-un fel sau altul, doamna a rămas însărcinată instantaneu. Asta s-a întâmplat până și bunicii mele. Uh-huh. Care i s-a întâmplat un miracol, a primit un... Numai miracole aud. Adică copil? Și de la Dumitrescu la fel. El încerca să... Și a rămas însărcinată. Destul de mult și la nuntă, preotul... Și am înțeles că oricum încercați să dea Dumnezeu peste două luni veste. Bravo, mă. De data asta erați în Thailanda când ați v-ați când am aflat, da. Dar cum ai aflat în Thailanda? Te-ai dus la control în Thailanda? Dacă nu, mi-am făcut zic un eu test. Cum am aflat eu. Eram cu testele după mine. Eu zic cum am aflat. A venit la un dat la masă și se uita așa la mine și am zis din prima. Ești însărcinată. Pentru că știa că vin din cameră și am venit cu Zora și mă uitam așa la el și nu puteam să mă abțin. Încercam să găsesc un moment în care să-i zic și ești însărcinată. Ai făcut testul. Am rezolvat-o și pe asta în ianuarie și mi-am luat o grijă. Bun, da. Tu în Thailanda mâncai mâncare thailandeză, care e destul de spicy. Nu mai mâncare thailandeză. Da, mânca până, și plângea. Până să aflu, da, și la 3 zile după ce am aflat, s-au instalat grețurile și n-am mai putut să mănânc nimic. Nu am cad doar din meniu de copii. Dar nu pentru copii. În cap? Crezi că în 3 așa zile repede? După ce afli, știu. Nu, mi-era foarte avea toată grea. Gama. Nu, mi-era foarte... Nu vreți să vi le zic pe toate. Adică a fost foarte diferit față de sarcina cu Zora. Primul trimestru mi-a fost greață non-stop. Zi și noapte. Mâncam în continuu. Mâncam la 2 noaptea. Vreți să vă zic ce a făcut cu Zora acum? Și-a făcut cum? I-a promis prietenei sale, Cristina, care are 30 ceva de ani, e vecină cu noi, că o să-i facă cu mâna când... Este prietena ei bună.
Hai să spunem, bună, Cristina! Te pupăm! S-a ținut de cuvânt, Zora. Bravo! Să vezi acolo, când ne-am dus, m-a trimis să caut pastile pentru prenat. Nu, da, vitamine. Da, vitamine astea. În Thailand, cu sărci, cu da, caută, vezi pentru ce sunt. Dacă să vedem dacă găsim ce ne trebuie. Și nu puteți aștepta până în România ca să știți măcar limba, ca avem să caută. Avem obicei de a stau o lună în concediu. Oh! Da, e indicat să încep cât mai repede. Cam așa se stă în Thailanda. Da. Dacă tot ajungi până acolo. Și astea au fost singurele probleme în Thailanda sau s-a mai întâmplat și altceva? Cât ai zăcut din întregul concediu? De pe 12 ianuarie, de pe 15 ianuarie am început grețurile așa și până am plecat. Am zăcut, ai zis zăcut? Zăcut, zăcut, grează, nu, costar de rău, da, cam așa, de pe 15 ianuarie. Singura problemă în Thailanda, ca să revin la întrebarea ta, este că n-am stat suficient în Thailanda. A fost primul trimestru. O lună a fost puțin, am înțeles. Aș fi stat mai mult. Complet, acum e mai bine. Acum e mai bine. Deci, până în momentul în care v-ați decis să plecați din Thailanda, totul a fost minunat. Când să plecați din Thailanda, cu valizele în mână, vă vine un alt test. Da. Am ieșit pozitiv cu COVID. Eu asta nu știam, bă, le-am fi zis. Ideea este că în perioada respectivă au fost niște cazuri astea care au ajuns prin presă cu oameni care chiar s-au chinuit. Noi n-am vrut să facem public că a trebuit să mai stăm pe acolo, mai ales că nu am stat în cele mai rele condiții, știi? Și nu am considerat de interes public. Ați făcut toți trei COVID? Am făcut toți trei, amândoi de fapt, testul și doar Alia a ieșit pozitiv. Și a trebuit să mai stăm o săptămână, nu? Cam așa, da, o săptămână. Și am stat în cameră. Comandam mâncare din meniu pentru copii. Stop. Exclusiv. Nu cred că e unul dintre concediile de care să-ți aduci aminte cu mare drag. În afară de faptul că ai aflat... Trebuie să recunosc că a fost cam singura vacanță în care mi-am dorit foarte mult să ajung acasă. Și imaginează-ți cum am fost cu bagajele la ușă. Aveam și comanda la supermarket făcută, așteptam să apăs click, pentru că mi-era super dor de orice. Comanda la supermarket pentru acasă? Da, da, da. Și luase mâncare pentru acasă. Așteptam să comand și când am auzit că nu. Când ai auzit că încă 5 zile când, de paste cu sos de soia. Asta ai mâncat, paste cu sos de soia? Nu, pe alea nu le puteam. Asta mâncam eu non-stop. Mac and cheese, pasta aia cu brânză, știi? Da, din meniu pentru copii, non-stop. Săraca nici n-are cu cine să împartă chinul ăsta, pentru că eu nu înțeleg problema asta. Eu mâncând orez 5 luni la Exatlon, fără nicio problemă, adică aș fi mai fi mâncat 5 luni, știi? Eu aș fi putut mânca acolo doar fructul pasiunii, adică pot să mănânc exclusiv același lucru, dar la ea... Na. Și ziceam că ne fșitam la Exatlon în... Mă rog, nu. Ne uitam la toată. Și am putut să dai seama, dacă tu nu poți, ai din ăsta room service, îți alegi din meniul ăla tot ce vrei. Am mâncat sticky rice, nu. Tu îți dai seama, nu poți să... Da, asta, sticky rice, orice. Am mâncat, da, nu vroiam. Și tu te plângi că stai într-o cameră de hotel foarte bună. Adică deși tu ești foarte empatic așa. Nu, nu e deloc. Nu? Suntem... Empatic, dar nu pe mine. Mâncare. El e empatic în general așa, dar cu mine are încredere că pot. Hai. Cumva trebuie să o opre. Eu am impresia că încă suntem, adică chiar suntem încă la început și eu încă fac pregătire cu ea. Știi? Nu vreau să fiu prea empatic, nu vreau să învăț că după aia mă gândesc, pe viitor o să trebuiască să fiu nu știu cum. Acum încă suntem în pregătire. E ca și cum încă deci o cresc. Deci tu o antrenezi. Exact, da. Nu îi dau cadouri de ziua ei, nu, că după aia o să-mi ceară, o să obișnuiască cu... Alice? Nu e adevărat, nu știi că a venit odată și ți-a povestit ce geantă mi-a luat și scumpă și la... Da, cred că mai ține aminte când ți-am luat pe geanta aia. Păi am povestit aminte până și faptul că voi țineți minte în ce erați îmbrăcați când v-ați cunoscut. Da. Come on, this is romantic. Pe bune, în ce erați? Eu nu știu. De fiecare dată când fac curat, găsesc acel tricou, mă mai puțin și zic, nu, ăsta nu-l dau. Eu țin minte sandalele. Să aveam sandale. Că eu sunt foarte atent la degete, la picioare. Și mi-a la prima că... întâlnire, știi cum am fost? Eram plum, să te uiți acolo, să nu fie problemă. Da, înainte să ne vedem, el mi-a zis că, dar nu prea îmi plac sandalele, așa că degetele... Prefer să nu știu, adică da, eu aș accepta un om cu degete urâte la picioare, dar să nu și le afișeze. Da, adică, ok, sunt acolo, da, și eu... Ale mele sunt urâte. Așa, dar urâte că... tare, adică tocmai de asta n-am nicio pereche de papuci. Nici la piscină nu merg cu papuci urâte. Vrei să fii frumoasă la ei? O singura emisiune din univers unde se vorbește despre degetele de la picioare și posibilitatea ascunderilor în cazul în care nu sunt desăvârcirea. Jesus, ce emisiune realizăm! Ce îți mai place la ea în afară de degetele de la picioare? Este suficient, era atât de frumoasă. Da, eu ne purtăm sandale de fel, m-am dus, mi-am cumpărat sandale pentru întâlnirea asta. Zic, prietene, dacă nici așa nu e bine. Apoi scuză-mă, dar tu știai de
Dacă am păi apucat să vorbim am înainte. Și nu se știe. Adică nu ai aflat întâmplător. Să nu vii. Este înscris să da, nu... Da, da, să nu vii cu sandale. Minunat. Hai minunat. În afară de faptul că o antrenezi în continuare, cum urmează să o ajuți în perioada care vine? Pentru că mai are un care, pic. Imediat următoare? Nu mai are chiar un pic, mai are o grămadă până naște. Să nasc la început de septembrie. La început de septembrie. Da. Mai are o grămadă. Nu știm încă sexul copilului, deci suntem peste undeva... Peste vreo lună, așa, cred că să știm, nu? Sigur, cu siguranță. Uh-huh. Eu, când am văzut prima poză, da. Era cu spatele așa și am zis, sigur e spate de băiat. Da, a văzut spatele, poza de la... Și a zis, ăla e spate de băiat. Zic, sau sunt al doilea copil, deja știu. Îmi dau seama imediat. Zic, super. Din câte știu eu, am înțeles că la primul copil nu ați avut nevoie de ajutor. Practic, voi doi ați făcut totul. Acum, de exemplu, o să vă luați o bonă? Sau că am zis să-l facem, știi? Nu, la asta nu, aici nu, nu, nu. Aici chiar v-ați jucat foarte bine. Dar nu știu, vă gândiți să vă luați o bonă de data asta? Mă, adică a fost greu prima oară? Trebuie să recunosc că mi-ar plăcea. Dar în același dar eu timp, n-o să fac. Dar nu, na, în același timp e give or take. Adică sunt niște avantaje, dar și scapi. Adică nu știu, mie îmi place faptul că știu tot la ea, știu tot ce înseamnă fiecare privire și știu tot ce înseamnă la Zora, pentru că stau non-stop cu Zora. Da, da. Și am stat, mă rog, mai puțin în perioada în care am fost plecat. Doar că o bonă poate fi angajată pe o perioadă mai scurtă, nu trebuie să o angajezi toată viața. Poate să vină să stea 2 ore timpul. Cunoști vreuna bună? Ai vreo recomandare? Că mă înțeleg eu. Fimea are 18 ani mâine pe mine, păi deci da, nu da, mai am, dar aș avea. În primul rând am înțeles că sunt unicorni, că nu dai de una bună, că alea bune adevărat, se țin cu așa, da. Dar vorbim degeaba, eu nu mă știu. Să... Deci imaginează-ți, Alice, te rog, uite-te în ochii mei, te concentrezi. Imaginează-ți tu singura, cu iubitul tău, cu soțul tău. Și cu amândoi, adică. Da, și cu iubitul și cu soțul, într-un restaurant unde să nu trebuiască să faci nimic. Totul îți vine, nu trebuie să te gândești la absolut nimic, copilul e în siguranță. Este obișnuită, pentru că tot timpul eu fac tot și de asta e obișnuită. Oh să my fie. God! Da, da, să trecem să... Ce faci? Hai mă că te ajut, recunoaște. Cu ce? Cu... Cam cu tot ce pot să o ajut. Alice? Hai să zic, vrei să zic? Haideți să vă zic. Da. În primul rând, Alice are o privire ușor nedumerită. Nu știu ce vorbim. Te rog să mă contrazici. Alice dacă, nu înțelege cu ce o ajută dacă la mine. Dacă nu e adevărat să mă contrazici, da? Las vreodată murdar în urma mea? Nu. Niciodată. Adică mănânc, îmi spăl vasele. Da. Dorm, fac patul. Recunoști? Și tu știi lucrurile astea. Și așa încercăm să învățăm și pe Zora. Corect, Zora? Da. Bravo. Ce mai fac? Dau cu aspiratorul? Da. Mulțumesc. De spălat, am ajuns acum chiar să le pun pe ale mele separat și să le spăl doar ca să nu le încurcăm cumva, că ea și le spală. Eu am un simplu program din ăsta de 20 de minute. Da, intrăm în foarte multe detalii. Da, multe ideea detalii. Este că ideea eu este le scot că și le sortez pe culori, că le spală împreună. Deci nu se întâmplă. Pe mine mă interesează foarte tare. O spăl pe din spre Zora? Da. Mulțumesc. De câteva zile ți-am pasat. Zic, eu nu mai ridic, du-te și ajută. Am încercat să o facem să se spele singură și după vreun an de încercări în care ea voia, dar foarte greu, ne-am dat seama că decât să transformăm acest obicei într-un chin pentru toată lumea, mai bine continuăm să mai spălăm noi până când o să vrea să facă lucrul ăsta singură. Dar eu mai bag și câte un sfat din ăsta de parenting așa pe unde găsesc loc ce funcționează la noi. Și, dar nu reușim să o facem să nu ne mai îngâne. Dar principalul sfat de parenting pe care l-ați da în cazul în care ați fi angajați profesori de parenting în cadrul unei facultăți mari de parenting, care ar fi? Să-și aleagă omul cu mare atenție echipa cu care face parenting. Cred că e cel mai important. Clar. Deși multă nu există garanții. Multă lume niciodată va zice, târziu, tată, târziu. Da. acum zici, după ce-l făcui. Ideea e că, na, înainte să pleci la luptă, trebuie să știi cu ce armele te duci acolo. Așa și cu... Considerăm că asta e lupta. Da, da, da. Da. E important. Bine, mai ține și de încrederea pe care o ai în tine. Adică, recent chiar ne-am uitat la o emisiune din asta în care oamenii erau supuși unui experiment din asta în care se vorbea foarte mult despre relații și sună foarte bine când spui am toată încrederea în celălalt. Dar în același timp eu m-am gândit, nu am să o cuvoce tare, dar acum o zic în fața întregii lumi, cred că e și mai important încrederea în tine. Adică să știi că în cel mai rău scenariu poți să duci asta singur, știi?
cred că e foarte important. Știu că nu zice lumea, dar cred că de aici ar trebui să pleci, de fapt, știi? Adică să nu îți pui toată încrederea în celălalt. Pentru că uneori te surprinzi și pe tine însuți. Uh-huh. Și atunci n-am cum să... Adică dacă eu cred că nu sunt suficient de bun încât să fac niște lucruri, poate n-ar trebui să le fac. Nu să zic, ei, lasă că mă ajută și cealaltă persoană. Dar, într-adevăr, este frumos să poți să ai încredere totală în celălalt. Faci multe lucruri. Deja încep să mă întreb ce mai face Alice. Înțeleg, deja încep să mă întreb ce mai face Alice. Pentru că curățenie face, despălat, spală. Se gândește care vor fi nașii viitorului copil. Bravo! Nu, am zis că am gândit, dar n-am deschis subiectul ăsta. Ne-am gândit mai mult la botez, sincer să fiu. Adică ne-am gândit la petrecere. Nu ne-am gândit la naș, ne-am gândit la cum am face petrecere. Și cum o să fie? Păi, hai să vrei să zic? Eu m-am gândit că ar fi bine cumva să facem și o reuniune a primului sezon de Exatlon cu ocazia asta. Mm-hmm. Știi că mie oamenii mi-au rămas foarte dragi și cu unii chiar am ținut legătura și mi-ar plăcea să mai fim la un moment dat. Și abia așteptam un motiv. Știi că... și din partea Miresei? Da. Cine vine? Păi, o prietenă. Cumva, adică universul meu a devenit și al ei și acum avem un univers comun. V-ați gândit să redecorați casa copilului? Adică știu că are o cameră a ei. De unde știi, bă, ce? Am auzit, am eu un prieten sus pus. Da, am început deja. Adică primul lucru pe care l-am făcut atunci când am aflat că se va întâmpla, când am fost sigur că în noaptea aia Zora dormea lângă noi și noi am început cumva, adică cumva m-a și supărat chestia asta. M-am supărat eu pe mine că în loc să digerăm evenimentul și să ne gândim ce înseamnă asta din punct de vedere al vieții, noi în noaptea aia am stat destul de mult, vreo o oră, două, și am vorbit despre cum planificăm cu casa, cu pereții, cu, știi? Și după vreo oră mă gândeam, bă, dar nu despre asta e vorba când faci un copil, nu e despre cameră, ci despre pereți. Așa e, dar noi ne-am întrebat unul pe altul. Ea acum doarme în camera ei sau doarme continuare cu ei? E un mix. Doarme la ea în cameră, dar se mută la noi în pat pe la ora 1 așa. Azi noapte ne-am trezit cu ea. Eu recunosc. Ce? Eu am crezut că doarme în camera ei. Eu am zis clar doarme cu ei. Până acum, hai să zicem tot, full disclosure. Da. Până acum vreo 6 luni a dormit exclusiv în camera ei, dar exclusiv cu Alice, care 7 din 10 nopți a dormit până dimineața acolo. O mai păcălea de 2-3 ori și venea, dar până la urmă tot acolo ajungea. Iar de vreo jumătate de an am încercat să facem switch-ul ăsta, să o facem să doarmă singură, dar adorme singură, dar peste o oră, 2-3 vine la noi. Ceea ce recunosc că ne place. Adică eu am redescoperit să dorm cu ea și mi-e greu să... Adică nu știu cum să fac să vină. Și acum cum facem cu bebelușul? Nu știm, e complicat. Habar n-am cum o să se întâmple, dar nu sunt primii care se lovesc de chestia asta. Adică cum să se întâmple ceva? Asta zic, probabil o să vedem atunci ce o să se întâmple. Minunat, eu sunt genul panicard, care în momentul în care se ivește o situație neprevăzută în viața mea, încep... Așa sunt și eu, numai că după momentul ăla... Da. Intră cumva partea cealaltă a mea, și anume lenea, știi? Și zici, bă, nu trebuie să mă gândesc la asta acum. Ce să... Nu pot să rezolv nimic, nu ține de mine. Sindromul Scarlett O'Hara. Și mâine e o zi. Exact. Și tot prietenul meu mi-a spus că a fost de curând pe la mamele voastre. Da, să dăm veste. Da, am făcut un tur. Am plecat București, Brașov, Bacău, Galați, București. Wow, cu Zora cu tot? Cu Zora, da. Și am gândit tot foarte mult, apropo de ce zici tu de planificare. N-am rămas peste noapte la niciuna dintre familii. Am rămas doar la jumătăți de drum, cum ar veni. Uh-huh. Astfel încât să nu trebuiască, să nu avem niciodată drumuri mai lungi de 3 ore cu Zora. Fiindcă se circulă destul de greu cu Zora în spate, se plictisește imediat. Se plictisește. Și ne planificăm tot timpul să prindem somnul ei de prânz. Mă rog, și am ajuns la Bacău, i-am dat vestea și bunicii și străbunicii, le-am dat vestea și bunicii străbunicii Zorei. Și la fel și la Galați, că cumva suntem 4 generații, dar numai pe linie maternă. Uh-huh. Adică eu sunt singurul bărbat din ambele familii. Adică Zora are și mamă, și bunică, și străbunică, dar n-are nici bunic, nici străbunic, pe niciuna dintre laturi. Wow! Asta îți dă ție un statut absolut special. Dar în același timp și... special, da. Pentru că poți să dai și așa și așa. Sunt singurul supraviețuitor. Înțelegi? spuneai că o să naști la începutul lui septembrie. Te-ai gândit deja unde, cum?
Da, cred că am născut-o și pe Zora. Da. Mă rog, nu mă bazez foarte mult pe calendar, că oricum pe Zora am născut-o cu 3 săptămâni înainte de termen. Da, ai născut-o natural. Da, la 37 săptămâni am născut-o natural. Așa a vrut să vină mai devreme. Și așa că nu știu dacă o să fie sfârșit de august, început de septembrie. Vedem. Dar va fi o naștere naturală dacă de Dumnezeu. Da. Voi așa vă doriți. Eu și zic, când zic încercăm, parcă mă și aud, parcă e din ăla, suntem însărcinați, suntem graviți, dar zic încercăm pentru că eu am fost în camera aia unde a fost născută Zora, știi, unde a născut-o pe Zora și am fost acolo, am ținut-o de mână, cam filme, știi? Da? Da, de asta zic că cumva am făcut, adică nu doar trag cu aspiratorul, știi? Da, și acum o să faci același lucru? Dacă se va putea, dacă îmi va permite sistemul de acolo, bineînțeles, păi este o plăcere, deci am văzut-o pe Zora în prima ei secundă de viață. Și am văzut-o pe ea când a dat viața. Adică este ceva ce n-aș renunța la asta. Adică clar aș vrea să fiu acolo. Este extraordinar de frumos. Adică am plâns amândoi atunci. A fost foarte frumos. A fost chiar emoționant, așa cum ar trebui să fie. Noi vă mulțumim tare mult pentru tot. Mulțumim. O să fim cu ochii pe voi. O familie superbă.